Cu toți am auzit de cuvântul opium, dar oare știm ce înseamnă? Stai, n-ai auzit de cuvântul opium? Păi atunci, haide să-ți explic. Like, subscribe, mulțumesc! Opium înseamnă poza aceasta, adică e un stil mai dark, mai aparte și este destul de greu de înțeles. O să înțelegeți mai bine dacă urmăriți acest videoclip. Să începem! Am aici pe ecran o listă cu 5 skin-uri opium, dar ultimul skin este cel mai bun skin din joc. Țin să menționez că ultimul skin încă nu este adăugat în joc și dacă vreți să știți data când va apărea acest skin, rămâneți până la sfârșitul videoclipului. Primul skin este Miss Fortunii Tara. Skinul acesta intră perfect în tema noastră pentru că este un skin misterios și are un design care reprezintă cuvântul opium. Poziția de win, poziția de lose. Iar acest skin costă 5.000 de blinguri / 149 de gemuri. Ce credeți? Intră în tema noastră? Următorul skin ce intră în tema opium este Odin Cordelius. Skinul acesta a apărut acum o lună. Verdele acela de pe skin, doamne, chiar se potrivește foarte bine. Efectele sunt geniale, designul asemenea. L-am cumpărat din prima zi. Poziția de win este aceasta. Poziția de lose. Skinul costă 5.000 de blinguri / 149 de gemuri. Dar eu în prima zi l-am cumpărat cu 150 de gemuri, deci... Pe locul 3 din această lista noastră, un skin mai ieftin, dar credeți-mă că skinul acesta merita să fie mai scump de atât. Este vorba de Dark Clown Sam. Nu știu să vă zic când a apărut acest skin, dar nu este vechi. Skinul este din ediția de clown, by the way, și acolo sunt mai multe skinuri opium, deci dacă doriți partea a doua, apăsați pe butonul de like. La 100 de like-uri facem și partea a doua. Poziția de win, poziția de lose. Acest skin costă 2750 de blinguri / 79 de gemuri. Cine s-ar fi așteptat la un preț atât de mic? Sincer, eu nu. Trecem înapoi la skin-uri scumpe și vorbim despre Grouch Miko. Un skin ce a apărut anul trecut în decembrie, fiind al doilea skin pe Miko, având un design foarte opium, mai ales la ochi, chiar aceia roșii fac absolut tot. Din nou avem un skin verde, intră în tema noastră pentru că skin-ul ăsta este foarte opium după părerea mea. L-am cumpărat și eu pentru că arată foarte bine. Poziția de win, poziția de lose. Skinul costă 5.000 de blinguri / 149 de gemuri. Voi ați cumpăra un astfel de skin? Trecem și la ultimul skin de pe lista noastră, dar înainte să vă prezint skin-ul, mai adăugăm încă un skin opium pe lista noastră, iar după vă prezint ultimul skin și data în care se va lansa. Pe ultimul skin de pe lista noastră este Orochi Edgar, un skin ce face parte din Lunar Brawler, s-a readăugat anul acesta. Efecte șmechere, design foarte bun, numele îmi place la nebunie, Orochi, sună ceva din Naruto. Din păcate nu mai știu prețul acestui skin, pot să vă zic că eu am dat 79 de gemuri. Poziția de win, poziția de lose. Doamnelor și domnilor, a venit timpul să vă prezint și ultimul skin, data în care se va lansa și prețul său. Skinul este... Nightmare Sandy. Skin ce nu este încă adăugat, urmează să apară în joc. După părerea mea, acesta este cel mai bun skin. Designul genial, hiturile prea șmechere. Ultimata arată prea bine. By the way, cred că ultimata este inspirată din Jujutsu Kaisen. Costul acestui skin este de 5.000 de blinguri / 149 de gemuri. Poziția de win și poziția de lose. Bun, mă băieți, haideți să vă zic data acestui skin, data lansării. Înainte să vă zic data, vreau să vă zic că în proporție de 90% o să apară data respectivă, iar cealaltă parte de 10% rămâne să fie pe altă dată. Pe 23 mai, Nightmare Sandy ar trebui să apară la noi pe shop, iar dacă nu apare pe 23 mai, va apărea pe 24, sigur. Pentru că în data de 25 mai va apărea skinul pe Jin. Am mai dat încă o dată la un skin nelansat, deci pentru asta like și subscribe neapărat. Acestea au fost și skinurile opium. Dacă vreți în partea a doua să apare și voi, lăsați sugestiile voastre de skinuri opium ce le considerați voi a fi opium și noi vom face partea a doua la 100 de like-uri. Bun, cam acesta a fost și videoclipul. Apropo, este foarte dimineață când filmez eu acest clip, deci neapărat trebuie să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!